Bună ziua, dragii mei prieteni! Sunt Zidana. Astăzi vreau să-ți arăt cum fac eu un șampon de casă. Un șampon 100% natural, un șampon că este top, un șampon bin, care ajută la creșterea părului, la îngrășarea, pentru un păr gros, pentru a avea un păr brilliant, strălucitor, pentru a nu cădea, pentru un păr sănătos. Șampon din in cu rozmarin. Această rețetă este luată și acest truc este luată de la un dermatolog, Pedro Shoy, dacă intri pe internet îl găsești. Pedro Shoy este cel mai bun șampon pentru păr de nu a cădea părul. Este și pentru păr uscat și pentru păr gros. Eu îl țin într-un sticluț așa, apoi mă spăl capul pe păr cu dânsul. Este perfect, credeți-mă că este 100% natural, cu 100% cu un rezultat bun. Dacă cunoști pe cineva care are probleme cu părul, prietenă sau naș, sau cu mătră sau soră, cu siguranță distribui pentru această rețetă minunată. Este șampon din semințe de in. Perfect. Fetelor, sănătate, aveți grijă de voi, vă iubesc, urmăriți-mă. Dacă nu sunteți abonați pe canalul meu de YouTube, cu mare drag, în bucătărie la Zidana Ozacu, eu vin cu cel mai utile secrete naturale care sunt de folos pentru corpul nostru. Măș de față, măș de păr, de unghii, de genunchi, o sumedenie de elixiruri, o sumedenie de ceaiuri, chiar și rețete de pâine, cozonaci și așa mai departe. Vă iubesc, Zidana! Deci eu am aici 500 de miligrame de apă într-o cratiță. 500 ca eu să pot face undeva vreo 400 de grame de șampon. Am aici 6 linguri de in alb sau mai deschis. Așa, 6 linguri. Și lăsăm puțin să fiarbă, să vedeți și se primește și cum se primește. Eu las fiarbă, vă arăt pas cu pas cum fac. Dacă cunoașteți pe cineva care are probleme cu părul sau cade părul sau are mai puțin părul finuț, distribuie, cu siguranță vei da o mână de ajutor să vezi și bunătatea am eu aici. Uitați-vă, acum este sucul la apa, dar peste câteva minute cum sunt groași, să face un lichid. Acum vedem să vă arăt. Deci șamponul meu, am să-l numesc șampon, a început încet, încet să fiarbă. Uitați-vă că el sunt groaș. Acum sunt groaș și mai tare. Să face un lichid, parcă o gelatină. După ce el se fierbe puțin mai mult, are deja fiert 2 minute. Dar mai lăsăm undeva ca să fiarbe 10 minute. Eu vă arăt absolut tot pas cu pas. Aceasta este după 4 minute. Nu îl scoatem spuma nici într-un caz, lăsăm așa spuma. Ia. Din ce în ce este mai gros și mai gros. Această rețetă sau truc, să zic așa, este luată de la un dermatolog foarte renumit, că se numește Pedro Shoy. Este un dermatolog și un medic nemaipomenit de bun și cu multe sfaturi bune. Așa, lăsăm încă să fiarbă, să ajungem la o consistență că este puțin mai gros, ca o gelatină, că nu îmi trebuie acest suc, această apășoară, acest geleu, să zicem așa, da? Lăsăm să fiarbă 10, încă a fiert 4, încă 6 minute. 10-12 minute este perfect pentru a fierbe această consistență, sau infuzie, sau elixir, să-i spunem așa cum vrem noi. Uitați-vă că nu trebuie să fiarbă foarte tare, dar fierbe așa încetișor, încetișor. Ia uitați-vă, da? Spuma nu o scoatem. Deci după 8 minute, ia uitați-vă cum arată ea. Este puțin mai gros, da? Ca o gelatină. Dacă însărăcește, deci va fi încă mai gros, da? El cu timpul când se răcește, el se face mai gros și mai gros. Mai las încă 2-3 minute să fiarbă. Deci șamponul meu a fiert 10 minute. Ia uitați-vă cum el se întinde, da?
s-a făcut un jileu numai de la apcuin. Eu nu i-am adăugat nimic absolut. Dar el, dacă îl las puțin să mai răcească, el cu siguranță va îngroșa. Și nu în ultimul rând, vreau să-mi salut câțiva prieteni pe canalul meu de YouTube, care întotdeauna mă urmărește, îmi lasă comentarii, vă doresc la mulți ani, sănătate. Și dacă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, apăsați clopoțelul ca să primești toate videourile care eu le postez. Așa, eu am oprit aragazul și las să răcească în total, ca să fie rece, rece, rece. Vă arăt. Șamponul meu încet, încet se răcește. Nu vă închipuiți câte beneficii are acest șampon și cât de repede crește părul de la dânsul. Așa, v-am explicat că se primește o gelatină. Nici n-am știut niciodată că din in se poate de făcut așa un șampon bun cu proteine, cu beneficii, cu fibră, pentru a ajuta. Așa, iar acum las să se răcească, să vedeți cât de tare se îngroașă. Așa, după ce este șamponul meu aproape rece, eu îl strecor, să fie călduț, încă nu rece, deci că el încă se mai îngroașă. Îl strecor de toate semințele de in într-o sită. Că apoi, dacă se recește în total, deci este foarte greu de strecurat. Așa, eu încet, încet strecor șamponul meu. Cam greu să strecoare, fiindcă el deja s-a făcut o gelatină. E un sfat foarte bun pentru păr, e un sfat foarte util, un truc perfect, mai ales cine are problemele cu părul sau cu creșterea părului. Așa, uitați-vă. Până când se scurge jeleul meu sau gelatina sau șamponul, eu adaug câteva frunzulițe de rozmarin pentru miros, ca să aibă un miros mai plăcut. Dacă nu aveți rozmarin, adaugați ulei de rozmarin sau rozmarin uscat. Știți care e rozmarinul acesta? Eu îl am în casă, crește. Așa. Și lăsăm să răcească. Semințele noi nu le aruncăm, dar le punem la un copac sau la o plantă după ce se răcesc, că a rămas încă fibre, proteine și cu siguranță ajută la o plantă sau la un copac. Deci șamponul meu este gata, uitați-vă cât el este de gros, așa, și eu la urmă adaug 2 linguri de șampon. 2 linguri, poate fi 20-10 mg de șampon, orice șampon care îl aveți. Eu am așa șampon, așa, șampon, așa. O lingură am pus încă puțin, pun 2 linguri, așa. Și deci eu amestec bine pentru spumă, așa. Și atât. Deci șamponul meu este gata. Putem să-mi spălăm capul cu dânsul. Eu îl păstrez într-un borcanel sau într-un sticluță. Deci eu am să-l păstrez într-așa o sticluță de sticlă sau în ce aveți voi. Și mă spăl de 2-3 ori pe săptămână pe capul, podoaba mea capilară. Șamponul meu este gata, uitați-vă cât de gros s-a primit, da? Din partea la in, din partea la semințele de in, este perfect, cu siguranță vă ajută
Vedeți, mă, eu nu credem de la început, dacă mi-a spus acest truc, eu zic, cum e posibil să te ajuți fibra sau beneficiile din proteine. Dar este perfect. Cu voi a fost Zidana, distribui, dacă vă plac rețetele mele, și sănătate!